simt un caz, am avut un client, fac consiliul de caz, am avut un client, are o companie de transporturi frigorifice, numai asta face, numai în România. Își lansase, eu lansase o campanie pentru 3 luni, respectiv 1 iunie, 1 septembrie, își deschisese un depozit frigorific. Persoana care făcea marketing, acolo, mă rog, care era responsabilă cu partea de marketing, era și secretară, era și cam tot ce trebuie să fie în firma respectivă. M-au rugat să le promovez, să le fac o campanie de Google AdWords, numai pe un cuvânt cheie, adică interesa numai transport frigorific. Vreau să facă un discount, pentru că în perioada de vară, după cum știți, transportul frigorific este foarte solicitat. Și vreau cumva să-ți facă... niște bani și au ales soluția aceasta. Avea un site, nu era optimizat, nu era foarte bine construit, nici din punct de vedere al arhitecturii, mă rog, avea mai multe... lipsă. Așa că am luat decizia nu să facem partea de SEO, ci să dăm cu o campanie Google AdWords, în schimb partea de SEO în paralel, dar nu. Mă rog, aici am dat o definiție a paginii prin care un vizitator intră în site. Mă gândeam că, la fel ca și data trecută, poate prezint eu prima sau poate prezint după cineva care a prezentat și a fost nevoie de niște informații. Deja Marius m-a urmărit. Problema era în felul următor, s-a pus în felul următor. Vreau o conversie de 100% după cuvântul transport frigorific. Perioada am spus că de reținut că în momentul în care un vizitator intră pe site, aveți cam 8 secunde să-i convingeți. Probabil că vor citi undeva la 14-15 secunde cuvinte. Dacă nu le place, vor pleca și veți rămâne ori cu banii dați, cu produsul nevândut, o campanie ratată. Ce am făcut? În primul rând am ales o pagină pe domeniul firmei respectiv, avea un domeniu foarte bun. Am creat o pagină care s-a numit Transport Frigorific. Unele dintre sunt acoperite pentru că era un logo și mai jos erau anumite date ale firmei, plus un meniu care cuprindea, de fapt, un link către depozitul frigorific. Mesajul anunțului de la Google AdWords era Transport Frigorific în România, avea un discount de 15%, numai pentru comenzile online, adică dacă dai click pe anunțul din Google AdWords și ajungeai pe landing page, făceai comanda și aveai testat această reducere. Noi am căutat să implementăm un sistem de... să aducem cumva un element de tipul action. Nu prea se vede bine aici, mă rog. Este acest buton de sună gratis. Ce se întâmplă? În momentul în care tu dai un click, automat se apela un agent al firmei respective, dar prin un serviciu și cumva este un serviciu pe care îl oferă un third party în legătură cu, în conexiune cu Skype. Practic se formează un cont, dacă ai un cont pe Skype, se formează un cont pe un unul dintre site-urile parteneri și tu poți să suni cum funcționează. Să-ți dea click, erau 3 agenți, secretara, mă rog, și încă 2 persoane. Stăteau la calculator de dimineață până la ora 16. Programul știa să transfere de la un agent la altul. În momentul în care intra cineva și dădea telefon, era o persoană ocupat, automat se transfera apelul către celălalt agent. Mie mi s-a părut interesant acest
interacțiune pe pagină, a sunat gratis, a implementat până și pagina URI. Deci pagina URI, dacă intrați la ei acum pe site, au pentru unele categorii această posibilitate de a suna, să-i suna gratuit și să lăsă legătura cu firma respectivă. Motivul ar fi să nu, aveți un bounce rate mare. Iarăși unul dintre elementele de blockchain este acel live chat. În momentul în care poți dea click pe banner, se deschidea mai jos de văzută și puteți să vorbești cu unul dintre operatori. Se puneau întrebări de genul care este prețul pe kilometru și așa mai departe. Clientul nu a vrut să dea niciun fel de detaliu, adică nu a vrut să dea prețuri, nu a vrut să dea cantități care, pentru care este disponibil să transporte. Singurul lucru pe care ne-a transmis a fost să explicăm că acest transport se face numai în România. Mai aveam un element de click to action în footerul paginii, era acel număr de telefon la care răspundea direct dispeceratul. Dispuneau din acțiunea dispeceratului. Pentru o conversie mai bună, mă rog, aici sunt făcute niște date, asta o să le găsiți în prezentare. Ce vreau să vă spun este că în momentul în care creați o astfel de pagină de intrare pe site-ul vostru, fie printr-o campanie de Google AdWords, fie că faceți legătura între două pagini, fie că faceți legătura între o pagină pe care special o optimizați pentru lucrul ăsta, trebuie să țineți, să aveți în vedere, în primul rând, și testimonialele video sau trebuie să aveți și o galerie de videoclipuri. Ce scuze, da. Întrebări?